Clubul FCM Târgu Mureș a demarat în urmă cu puțin timp un amplu proces de reorganizare, atât la nivelul conducerii executive, cât și la nivelul celei tehnice. Astfel, denumirea echipei s-a modificat din FCM prin preluarea numelui de tradiție a județului ASEA și culorile roșu-albastru. Pe lângă noua stema, echipei va fi folosit și motoul un nume, o tradiție. Potrivit cotidianului zi de zi, marți a fost prezentată noua conducere administrativă a Divizionarei Secunde de Fotbal, Clubul ASEA a funcționat și de la desfințarea fostei echipe de seniori, dar numai prin echipe de juniori și se urmărește preluarea palmaresului acesteia. Evenimentul a coincis cu unul trist în care unul din susținătorii echipei nu se mai află printre noi. Este vorba despre Sorin Țerbea. Președintele noului Consiliu de Administrație este tot Arbelo, iar membrii Ioan Nucuman, Claudiu Maior, Benedek Ișvan, Claudiu Puiac, Gomboș Ciobo, Dumitru Matei, Vasile Filimon, Tiberiu Petriș, Călin Gherendi și directorul general al clubului Daniel Stanciu. Pe banca tehnică va activa un antrenor tânăr, dar cu experiență. Este vorba despre Edi Iordănescu. Noua conducere își dorește concretizarea unui singur proiect și anume promovarea primei echipe în Liga 1.